Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom face top 2 diferențe între școala din România și școala din Germania. În România se învață foarte, foarte multă teorie, dar cam degeaba. Și în Germania se învață teorie, dar mai mult se fac activități, se fac excursii multe, mai puțin în teorie, na, esențial. În Germania mai e chestia că de 3-4 ori pe zi sunt ore, activități de practică, gen grădinărit, tâmplărie, bucătărie, foarte, foarte multe activități și multe profile pe care poți să te duci după ce termini școala. În România înveți, ai luat bacul și muncești ce vrei, nu îl interesează pe nimeni de tine, așa că în Germania te interesează foarte multă lume de tine. Na. Ce să mai zic, în România orele sunt foarte gălăgioase, n-ai nicio treabă, profesorii predau acolo în legea lor, nu interesează că alții vorbesc, stau pe telefoane, mănâncă, nu e școală să mănâncă și semințe în bancă, dar nu intrăm în subiectele astea. În Germania, aici, n-ai voie să stai cu telefonul în școală, în curtea școlii, sunt niște cutiuțe speciale, la începerea orei pui telefonul acolo și îl iei când pleci acasă. La ora 12, 1, avem masa. În Germania, în România, n-ai să vezi așa ceva, laptele și cornul de mulți ani încoace, na. Și cam atâta să zic, este partea întâi, este ca o introducere, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pumn butonic de like, voi a fost Hoci Hyper, v-am salutat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if